sau prietenul care de șansă să o să vă zic, este ceva foarte, foarte, mi este greu să vă explic, dacă mi este greu să vă explic, că aș vrea să vă explic, că, nu știu, un fel meu să mă exprim așa, dar ce ridicol de timp cu una care nu mi-e greșit nimic vreodată și unii cu niște de damnitic facuși de 42 au niște de butalități. Și eu să-mi pierd perioada și viața intră din cauza unor femeie patrice. Dar să lăsăm toate astea pentru că avem ceva de discutat. Ceva de discutat foarte important și vreau să vedeți și voi. Nu va ca un e-mail să-și bage nasul în brutality, în iubire boșcă, în dreptul cineva în din asta. Ce vreau să vă arăt? Ce vreau să vă arăt? Este foarte greu să vă explic. Am intrat pe Gmail și aici este un e-mail foarte înșelător despre influencerii din România. Nu răspundeți la el. Zice așa. Mi este foarte greu să vă explic, dar spune un e-mail foarte fals. Deci zice că Eneba. E un e-mail foarte ciudat. Ce spune? E un e-mail ciudat de la Eneba sau? Hello dear, sunt managerul din la Leva Gaming Market. Zice că deja colaborează cu lectură de la A la Z, Bercea, Colo, Alexandru Bălan, Umbru, Bulangiu Killer, Zâz Andrei, Sami, Sălbaticu, Sebi, Epic Shorty și mai mulți. Colaborezi și cu Viaganu? Dar tu a pus dat iar pe soția asta în ipostaze, ce mă fac? Eu nu știu cum să dau de e-mailul ăsta, pentru că e-mailul ăsta este, nu știu cum să vă zic, dar numele ăsta este cu majuscule puțin, dar e-mailul habar nu am de la cine e. N-am habar. Dacă ei află despre e-mailul ăsta, o să ne ducem dârs sau papa zâmbetii. Sau la Morga Dorințo, sau la Morga Jocurilor Video, sau la Bandomware. Tot gândindu-mă la acest e-mail care spune despre anumiți gamers, dar eu nici nu vreau să iau în seama e-mailul ăsta, că e-mailul ăsta sau site-ul poate fi de țeapă, vorbesc eu, dacă site-ul ăsta este țeapă sau nu țeapă, a trebuit să fiu atent în ce mesaje dau ăsta din ce site e. E site din... S-ar putea să fie un site din străinătate. Să fie un site ăsta din străinătate, Eneba. Asta e site-ul meu de forum. Asta pot să închid, pentru că îmi trebuie scurat. Măi, eneba.com. Deci spune că site-ul ăsta este antiterorism. Deci, pe ei doar undeva. Un e-mail ciudat trebuie să fie, dar trebuie să îi dau un shoot lui Șoricelu, care nu mai îmi dă un bani pe tutorial gratuit. I-aș fi dat un shoot din partea mea și jur că e-mailul ăsta n-am ce să fac cu el. Dacă ar afla alt YouTuber despre e-mailul ăsta, chiar nu va să știu. Deja mi se adună toți nervi în cap că v-am primit un e-mail de la una din altă țară cu majuscule și în aceste majuscule ea îi menționează pe vloggerii care zicea că am o treabă cu marketul. Niciunul din vloggerii ăștia n-au treabă cu marketing, the gaming. N-ai treabă. Să înțelegeți foarte clar asta. Nu știu de unde o veni e-mailul ăsta și m-am primit acum o oră. L-am verificat căsuța de mail-uri și mi-a dat mesajul ăsta. Deja colaborez cu ăștia, cu acei influencer și vlogger, Sălbaticu, Zami, Sebi, Epic Shorty. Da. Da, m-am gândit eu că e un e-mail foarte înșelător, va actualiza în două la...
un spyware. Ce asta? Am creat un program antivirus. Ce dracu de concurență? Aș vrea să mă vezi cum face crap, dar s-au gândit la aprobarea produsului meu. Entry Mikkelson, ce dracu o concurență aici? Andrew Mikkelson. Cimitirul de răguri. Ce e asta? Se pare că ceva nu miroase a bine cu emailul ăsta. It's bot site. Deja nu știu de unde a venit site-ul ăsta. Ar trebui să mă gândesc de 3 ori înainte de a deschide e-mail-ul și de a explora ce se întâmplă. Dar înțelegeți că e atât de atât enervant să mă enervez pe anumit e-mail. Ce ani plenty to explore. Euro despre noi din Lituania. Paoleo, un site din Lituania să menționeze niște influențe români. Pe asta nu știu, nu înțeleg, absolut nu înțeleg. Mi-a trimis mie e-mail-ul pentru că sunt și eu YouTuber și vlogger și vlogger și gamer. Ce e patul de-a lui? Și cea care a trimis mail-ul a menționat pe așa care fac parodii, glume, vlogger, live-uri și din astea. Nu merg că ea că spunea că trebuie să nu te bagi între țepari infecții. Nu merg că m-am instalat un antivirus în computerul meu, dar l-am dezactivat pe Windows Defender că îmi călcam picioare colecția la trebuie să faci. Asta e... But... Why did you delete the message? Pentru că așa a avut el chef. Nu mai te băga. Aha! Este tot ce ai putut, Ilea, ca să nu mi-ați văzut la data viitoare, pare că fi fac o fată, așa -i. Tu, data viitoare, să aduci o dorință de not mai bună. Succes cu tine! Next time, Mother Betty Show bring a proper paisui for you. Eu pot să cred. Așa. Nu o să mă menționez mesajul ăsta, dar se pare că în iunie spre iulie anul trecut am primit un e-mail că mi s-a fi suspendat contul de Google. De fapt era un fake virus. Iar anul ăsta, nu înțeleg, vreau să întreb fiecare vlog în parte dacă e adevărat mesajul ăsta. Dacă nu e adevărat, pot să știu că filmulețul ăsta oricând, că nu mă supăr, dar văd că deja umblă foarte mulți ciudat. Umblă foarte mulți ciudați care nu au colaborat cu vloggerii ăștia, dar erau foarte înscheși de el tu. Ce cauți? Da, a trebuit să fac o poză la această chestie și să o pun ca thumbnail. Sper, vedeți să nu intrați pe astfel de mesaje care zic că colaborează cu mine, că eu nu am colaborat cu site-ul ăsta. N-am colaborat cu Eneba, cum s-o numi. Da. Asta e. Asta e. Mai sunt 10 minute până la evenimentul Indie Gamers Evolutions, care am 70 de biete. Am timp și cam atât a fost. Dați like, subscribe și ne întoarcem în 10 minute după un Indie Gamers Evolution. La pachet.